în locul care rămâne drag inimii atât creatorilor de frumos, de artă, cât și, aș putea spune, deși pare un cuvânt așa, comandă peorativă, consumatorilor de artă. Cei mai minunați dintre consumatori. Pentru că la sărbători vorbim de tradiții, e o tradiție ca artiștii să-și expună anual, odată la 2 ani, după cum este posibil, cele mai frumoase sau cele mai dragi lucrări pe care domnilor le realizează în cea mai recentă perioadă de creație și aceste lucrări au ajuns astăzi pe simezele galeriilor Ștefan Lucian.